este un drum expres pe care eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, sau anul trecut, în calitate de candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, l-am propus dâmbovițenilor, împreună cu echipa mea, împreună cu colegii din Consiliul Județean Dâmbovița, împreună cu parlamentarii PSD, și am spus foarte clar că județul Dâmbovița are nevoie de un drum județean expres, un drum județean care să facă legătura între capitala județului Dâmbovița, municipiul Târgoviște, și centura ocolitoare, care deja a început, centura ocolitoare a Bucureștiului, autostrada A0. Astăzi vedem că Ministerul Transportului a scos la licitație acest drum expres, exact propunerea pe care am avut-o anul trecut în luna august 2020, și știți foarte bine că am ieșit public cu acest proiect de interes județean. Și nu în ultimul rând, am spus de anul trecut, prioritatea numărul 0 legată de infrastructura rutieră, în afară de acest drum județean expres care se lege Bucureștiul cu Târgoviștea, să realizăm centurile ocolitoare pentru centrele urbane din județul Dâmbovița. Anul trecut, pe 21 decembrie, am scos la licitație studii de prefezabilitate pe banii Consiliului Județean Dâmbovița. Am achiziționat firme de proiectare, am avut licitația, avem deja firme de proiectare care și-au adjudecat aceste licitații și astăzi ne aflăm în prim proces de execuție a studiilor de prefezabilitate pentru centurile ocolitoare ale centrelor urbane din județul Dâmbovița. Și vreau să vă dau câteva exemple, sau cele la care lucrăm astăzi, și vă spun cu termen, așa cum v-ați obișnuit, la sfârșitul lunii aprilie vom preda Ministerului Transporturilor pentru a atrage banii prin POIM-ul de transporturi pentru aceste centuri ocolitoare, pentru centrele urbane, pentru centura ocolitoare a municipiului Târgoviște, inelul 2 de centură ocolitoare a municipiului Târgoviște, care pleacă de la ieșire din comuna Ulm și trece prin comuna Văcărești, Dragomirești, Mănești, Șotânga, Doicești, deci pleacă din DN71 și se înțeapă în DN71 la ieșire din comuna Doicești. A doua centură ocolitoare ca importanță, centura ocolitoare a orașului Găiești, și aici avem o discuție cu Ministerul Transporturilor pentru a crea un drum județean expres legat în paralel cu centura ocolitoare, care face parte din drumul național Valahia Express, un drum național care este cu totul nou, un alt drum, nu cel care este astăzi, DN72. Centura ocolitoare pentru orașele Pucioasa și Fieni, o centură ocolitoare care pleacă din comuna Brănești și bineînțeles că rezolvăm toată problema industrială a orașului Pucioasa, Brănești, Pucioasa, Moțăieni, Fieni și, nu în ultimul rând, o parte din comuna Buciumeni. Iar pentru sudul județului am propus și suntem astăzi în analiză cu proiectanții pentru a găsi soluția optimă pentru centura ocolitoare pentru cele două orașe, Titu și Răcari, o centură ocolitoare care să plece de la Moara Nouă și să începe în DN7, care să servească cele două orașe, așa cum am spus, Titu și Răcari. Vreau să precizez foarte clar, centura ocolitoare din sudul județului nu are nicio legătură cu drumul expres Târgoviște București și, mai important, nu are nicio legătură cu drumul național DN71, un drum național la care noi nu am renunțat și o spun foarte clar, am spus-o și domnului ministru Drulă, este un drum național matur, un proiect matur, un proiect cu finanțare asigurată pe bani europeni, un proiect pe care îl susținem în continuare și nu are nicio legătură nici cu drumul expres pe care astăzi l-am văzut scos la licitație la studiu de prefezabilitate, nici cu centura ocolitoare pe care am detaliat-o mai devreme, iar DN71 trebuie să-și continuă, să fie rescos la licitație, să-și continue drumul și să rezolvăm, în primul rând, problemele din intravilanul localităților. Avem un oraș, orașul Răcari, avem comuna Tărtășești, comuna Conțești, Braniștea, Nucet și, nu în ultimul rând, cel mai mare producător de aparaturi electrocasnică și mașini de spălat din Europa. Vă mulțumesc!